Bun găsit tuturor, din nou împreună la Reginul în direct. O nouă ediție la Darini TV, pe sticlă, pe micul ecran, cum ar veni, și bineînțeles, live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, invitatul meu de astăzi este domnul inginer Romeo Bărbuș. Discutăm despre o idee utopică și anume proiectul Venus. E, dar până să ajungem la el, să începem cu începutul. Și anume, foarte multă lume este nemulțumită de viața pe care o duce. Asta știm cu toții. Motivele țin de propria persoană și, bineînțeles, motive din exterior. Multe. E o combinație. Dar cum ajungem să discutăm despre aceste lucruri prin prisma proiectului Venus? Romeo de aceea este aici. Așadar, Romeo, să începem. Bună seara tuturor și mă bucur că mă aflu din nou în studiourile Darea Ghintele. Și eu și telespectatorii și cei care ne ascultă Radio Galaxia, subiectele sunt extrem de interesante. Poate nu sunt pe gustul oricui, dar sunt extrem de interesante și merită atenție. Eu toată viața mea am fost un optimist, am fost și criticat din cauza asta, dar important este că există și alți oameni ca mine, deci nu sunt singurul. Și unul dintre ei este Jacques Fresco, cel care inițiat proiectul Venus în 1975, iar la 20 de ani după asta, în 1995, împreună cu Roxanne Meadows, în Florida, pe o suprafață de 8,7 hectare, au reușit, sau încearcă de fapt, să creeze un oraș al viitorului bazat pe resurse proprii și pe tehnologii noi și pe ideea de nou. Bun, avem și o imagine cu Jacques Fresco, da? Exact. Haideți să și vadă cei care... Da, într-adevăr, pare un om simplu, poate puțin așa idealist... visător, să spunem, da? Bun, e ok, e super și, într-adevăr, am văzut acolo o frântură de ceva din acel oraș al viitorului, dar imaginea acelui oraș puțin mai târziu. Că va spune Romeo, o veți vedea și dumneavoastră, iar cei care ne ascultă să știe, vom descrie în așa fel încât să înțeleagă și ei. Sau alternative, pot să le zic, la ceea ce există acum. Pentru că, așa cum ai spus și tu, foarte multă lume nu este mulțumită de viața pe care o duce acum. Și atunci încearcă să gândească la un viitor mai bun. Ce înseamnă viitor mai bun? Jack Fresco, de exemplu, are o imagine, o alternativă, o idee, o vis-a-vis de toată asta. Și anume, deci el vrea să gândească din temelii totul, începând cu un tip de oraș. Un oraș circular. Și dacă putem să arătăm și imaginea. Bun. Va apare și imaginea în câteva momente și vom încerca și să descriem pentru cei care ne ascultă această imagine. Bun, o aveți pe micul ecran, imaginea acestui oraș circular, da? Exact. Deci, să povestim în așa fel ca să înțeleagă și cei care ne ascultă. Da, deci practic ce gândește el? În centru se acumulează, să zicem, magazine și chiar industria, e o industrie nepoluantă, pentru că totul se bazează pe resurse, pe economie bazată pe resurse. Așa. Și în exterior imediat vin locuințele și după aceea sunt zone verzi. Verzi, pur și simplu. În circular există niște trenuri sau niște, să zicem, sisteme de transport care practic fac legătura, legătura. Iar mai în spate un pic sunt parcuri. Dacă o să vedeți, se și văd. Exact, da. Sunt parcuri, sunt, deci toată lumea practic deci așa arată practic acest oraș, da, acele 8,7 hectare, da? Exact, deci acolo, da. Se pune bazele un astfel de oraș. Bine, el are mai multe idei vis-a-vis de viitor, el are și orașe plutitoare, el are multe, foarte multe, dar pe pământ, deci pe teren, cam asta ar fi ideea de orașe circulare. Pentru că... Aici, pentru că asta trebuie să înțelegem. Asta este, de ce trebuie să fie circular? Că și acum avem orașe și... Da, dar dezvoltarea circulară este mult mai ușor de, cum să zic, și rezultatele ei sunt altele. Exact. Asta e. Bun. De administrat. De administrat. Exact. Bun. Asta este. Și
după aceea colectarea, de exemplu, a deșeurilor sau aprovizionarea sau distanțele sunt mult mai mici pe o zonă circulară între punctele pe care exact, le ai. Este mult, mult mai ușor. Și ai posibilitatea, de exemplu, ai un oraș circular, se vin mai mulți oameni, poți să mai faci încă un oraș lângă și da. Faci legături între ele. Da. Deci, practic, e situat în Venus, Florida, da? În Venus, exact. Florida, da? Da, da? Și de aceea a primit numele de proiect Venus. Hai să luăm. Exact. Deci, toată energia oamenilor poate fi canalizată către a crea sau către a distruge. Acum, e foarte bine să încercăm, pentru că, de fapt, până la urmă, fiecare om este răspunzător de ceea ce face și poți să-i canalizezi această energie către lucruri constructive, către activități constructive. Ghiță Zileru, proiectul Venus, domnul inginer Romeo Bărbuș, și pentru a concluziona ceea ce am spus în prima parte, arătând imaginea lui Jacques Fresco și a orașului circular, e una din ideile extrem de interesante, într-o locație în Florida, Venus, aproximativ 8,7 hectare. V-am arătat și imaginea acelui oraș, care poate pentru unii nu înseamnă mare lucru, dar care, iată, Romeo încearcă să ne explice avantajele acestui tip de relații, practic, care se creează într-un oraș circular. Noi suntem conștienți de faptul că pentru a face trecerea de la cultura noastră actuală, care este politic incompetentă, mă rog, așa se spune, orientată spre un deficit învechit. Cunoaștem cu toții cam cum merg lucrurile în ziua de astăzi, ne cam vrăjesc politicienii la mod aproximativ și cei din G8 și nu numai cei care conduc lumea bun, către această societate nouă mai umană e nevoie de un salt uriaș. În modul de gândire, cât și în cel de acțiune. Și în primul rând, noi suntem cantonați de foarte, foarte multă vreme într-un sistem monetar. E, se spune în acest proiect Venus, acest sistem monetar este învechit. Romeo, de ce e învechit? Pentru că toate tipurile de societăți, de sisteme, de fapt, care s-au succedat de-a lungul istoriei, au perpetuat stratificarea socială, naționalismul și rasismul în primul rând. Și atât timp cât un sistem social folosește banii ca schimb economic, oamenii și națiunile vor încerca să-și mențină avantajele economice competitive sau în cazul în care acestea nu pot face acest lucru prin mijloace comerciale, o vor face cu ajutorul intervenției militare. Și simțim în ziua de astăzi exact, că ce asta se întâmplă, dar în jurul nostru, foarte aproape de noi. Da, dar în momentul în care, să zicem, din nou spun, vor dispărea banii, dacă se poate spune așa, da. Și o să se, această nouă societate se va baza pe resurse, atunci o să e altfel. Bine, sună un pic comunist, dacă mai ține noi minte, da. Că fiecăruia după nevoi. E, da. În momentul în care, de exemplu, ai posibilitatea să îți achiziționezi, sau cum să zic, să ai orice vrei, atunci poate nu o să mai ai nevoie să-ți mai cumperi nu știu câte mașini sau să achiziționezi nu știu câte terenuri. Bine, noi acum e clar că tindem pentru că nu avem, dar în momentul în care ai tot ceea ce îți dorești, se vede pe cei care, teoretic, au și în societatea actuală exact. Ceea ce își doresc, parcă nu mai vor, adică am oricum, deci sunt alte cerințe, parcă visează la altceva, nu știu, e puțin mai ciudat, mă rog. Pentru noi, pentru că deocamdată exact. Să cotim totul în bani. Și tot, de exemplu, ne uităm la televizor sau pe emisiune, la emisiune de știință, apar tot felul de gadget-uri, tot felul de lucruri pe care ne dorim să le avem. E, și, de fapt, până la urmă, ceea ce interiorul nostru, în loc să creăm ceva, până la urmă, totul tindem către o dorință care s-ar putea să nu fie împlinită niciodată. Da, și mai este ceva apropo de gadget-uri și nu numai. Evoluția din ultimii 10 de ani, hai să luăm 10 de ani. Chiar 10 ani, hai da, să luăm așa. Da, 10 ani, da. Tinde poveștile acelea SF, cum că mașinile sau mașinării, trebuie să dăm o denumire așa generică, vor lucra în locul nostru. Cam se întâmplă în ziua de astăzi, deci cu foarte multe lucruri. Adică ai ajuns să-ți comanzi televizorul cu voce, să răspunzi la telefon doar cu voce, să tot felul de lucruri care, într-adevăr, omul
automatizările, nu mai spun, da? Un simplu reportaj la o mare firmă care produce automobile sau tractoare, indiferent ce, mare majoritate, inclusiv sudurile, sunt automatizate. Ore întregi lucrează. Deci se programează. E ceva incredibil. Așa. Și în cele din urmă, pregătirea oamenilor din punct de vedere intelectual și emoțional pentru schimbările și provocările care îi așteaptă. De ce? Pentru că am mai discutat în emisiunile dinainte că orice noutate are un impact extraordinar asupra omului și apare la un moment dat o rigiditate de zice, asta nu, eu nu pot să fac asta. Da. E, și atunci sunt reticenți la nou. Chiar dacă noul, de fapt, este mai bine pentru ei. E mai bine pentru ei. Greu de acceptat, da. Foarte greu de acceptat. Da, da, am înțeles. Și după ce orașul, etapa a patra, după ce orașul experimental va fi construit, da, va fi vizitat acest oraș și se va face reclamă. Deci, practic, asta înseamnă ca și altă lume să poată merge la fața locului, să vadă avantajele. Exact, da? Că funcționează. Că funcționează și să încerci să dai. Bun, acum eu, Romeo, da. Da, ești, știu, optimist. Eu, din păcate, sunt optimist. Adică, în momentul în care cineva are o rețetă de succes, naște invidie, naște cu totul și cu totul alte sentimente. Nu prea cel care e pe același profil sau cel pe care îl deranjezi sau cel care potențial pierde din sistemul celălalt, exact, care banul, exact, discută în primul rând, acela va încerca să pună piedici. Să pună piedici, practic. Da. Da, și atunci, într-adevăr, aici va fi marea problemă. Pentru că ori se face în masă, da, și probabil că deja s-a ajuns la o anumită saturație vis-a-vis de mișcarea, de exemplu, Ocupi, dacă da, mai da, ține da, minte acum, da, da, acum câteva luni de zile, da, și probabil că și acum, dar poate nu avem informațiile necesare, există foarte mulți oameni, și asta este și rolul internetului, de a mobiliza acei oameni care au aceleași idei și viziuni vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acum și ceea ce doresc, de fapt, să se întâmple pe viitor. Pentru că, până la urmă, tinerii, și de fapt asta este speranța noastră, să înțeleagă că ei vor fi cei care vor schimba lumea. Viitor. Da. Uite, mie e o chestie foarte interesantă. O să vă redau eu puțin. Apropo de proiectul Venus, deci, pe scurt, va cuprinde case inteligente, acel oraș circular, da? Exact. De înaltă eficiență. Case inteligente, vedem la ceva noutăți din așa, gen SF, și am văzut case inteligente și chiar există în ziua de astăzi. Ei merg mai departe în producțiile cinematografice, dar suntem destul de aproape din multe puncte de vedere. Să nu credeți că au devenit realitate. Doar că, iarăși, cum vorbeam cu Romeo, încă nu sunt pregătiți oamenii costurile. Doar puțin, din Romeo. În mod normal se pot acoperi acele costuri, dar încă nu au interesul de a lăsa la, cum să zic, pe piața largă, dar pentru toată lumea. Tocmai pentru că ai ajunge unde? Acolo unde ei nu prea vor să ajungem, de fapt. Exact. Da? Sisteme de transport nepoluante, tehnologie informatică avansată și o serie de inovații care pot adăuga valoare vieții tuturor. Practic îți ridică nivelul de trai al fiecăruia, da? Toate cu cerurile acestea, dar degeaba le ai acolo și tu nu te poți atinge de ele. De ce? Pentru că, bine, domnule, dar asta e ca și, revin la, da, bun, bine, dar nu are, de ce le ții? Nu țin, dar nu le cumpără nimeni, nu e nimic? Țin, da? Sau, uite, vorbesc din cazul meu, experiență, da? Da? Adunăm foarte, foarte multe lucruri pe care nu le folosim, dar le adunăm. Da. Gândind că o să avem nevoie la de ele. La un moment dat, deci așa, da, uităm unde am pus și trece timpul, dar asta e invariabil. Se întâmplă la toată lumea. La toată lumea. Da, da, nu e vorba de bătrânețe, ci pur și simplu. Ai luat ceva ca ai, copiii, vai jucăria, vai ce-mi place. Și îl vezi că o zi, două, sau ce știu, o oră, două, și a uitat de ea. Și nu se mai atinge. Există, da? Acumulează altceva. Bine, dar aceea dă-o altcuiva, nu e alt copil care poate s-ar bucura de ea. Nu, o ține să o aibă, dar nu o folosește. Și încă ceva, nimeni nu poate prezice viitorul, practic, da? Bun, acum e clar, dar creșterea populației, schimbările tehnologice și condițiile de mediu sunt în continuă schimbare. Iar resursele
Sunt resurse, iarăși revenim la cea mică pătură care are accesul la aceste resurse.